Salut și eu am găsit la un nou episod din Kingdom. Hai să continuăm cu un al doilea run, având în vedere că în episodul anterior am terminat jocul. Totuși foarte mulți dintre voi ați vrut să facem și un al doilea run, să vedem cum se schimbă jocul și dacă reușim să-l terminăm mult mai repede, pentru că unii oameni am înțeles că au reușit să termine jocul ăsta în 15 zile. Bine, 15 zile din joc mă refer. Iar eu trecusem de ziua 40 parcă. Dar da, o să încercăm să terminăm mult mai repede, să vedem dacă putem folosi alte strategii față de ce am folosit inițial. Și, da. Ok. Oricum, faza cu archerii o să o păstrez pentru că s-a dovedit a fi cea mai bună variantă. Dar, după cum vedeți, avem niște chestii mici de tot pe post de garduri, pe post de ziduri. O să trebuiască să ne upgradăm cât de curând. Dar după ce termin cu al doilea run, adică după ce terminăm jocul din nou a doua oară, seria se va încheia, ca să știți despre ce e vorba. Nu facem și al treilea run, doar două runuri o să facem. Bun, la început e destul de ușor. Problema e cu archerii, pentru că nu au țintă foarte bună la început. Și trebuie să ai noroc ca să-l nimerești pe ăla, dar uite că l-a nimerit în sfârșit. Ia să-mi pun eu builderii și să upgradăm zidurile astea. Momentan n-am foarte mulți builderi, cred că e unul singur. Dar da, și suntem la ziua a doua. Chestiile pe aici s-au schimbat. Adică o să vedeți că poți să-ți faci ziduri în alte zone. De exemplu, de aici aș putea să fac un zid. Momentan nu m-am extins atât de mult încât să-mi permit chestia asta, dar lucrurile s-au schimbat, pozițiile, itemelor și toate chestiile astea s-au modificat în joc. De exemplu, aici nu era loc de fermă, cel puțin nu cred că era. Pentru că jocul ăsta de fiecare dată când te joci, de fiecare dată când începi un nou joc, se schimbă, se face totul random. Bun, și gardul ăsta vreau să-l schimbăm. Uite, o grămadă de bani și de la ăsta. Să mai fac un arcaș. Și să ne apucăm să mai facem și un builder, că o să avem nevoie. Și acum o să trebuiască să mergem să căutăm, dar de fapt nu caut încă statuia aia care fac din piatră. Să ne facem baza aici, în primul rând. Trei de astea. Așa. Facem și niște turnuri, oare? Mai am nevoie de oameni. Să mergem să mai găsim niște oameni pe aici, prin zonă. Aici e chestia de la începutul jocului. Și uite, avem și un domn trader. Asta îți dă niște chestii în bază. Ori hammer-e, ori tot felul de chestii poate să-ți dea în bază. Așa că dacă îl mai vezi prin zonă, poți să-i dai niște bonuri să-ți aducă. Pe noi ne interesează acum să facem rost de oameni. Cât mai mulți. Deși e cam periculos că merg pe aici fără bănuți în momentul de față, dar avem nevoie de oameni. Ia și tu. Fac, nu mai am bănuți. Ok, m-am luat un om, ne întoarcem în bază. Și încercăm să ne extindem cât putem de repede. Ideea va fi să facem o armată de arceri super rapid, să ne extindem la piatră și să încercăm să facem cavaleri foarte, foarte repede, să batem portalele. Și să vedem cât de repede putem să terminăm jocul. Nu știu, acum am auzit și povești că unii l-au fi terminat în 10 zile din joc. Dar nu știu, mă îndoiesc că e posibil. Adică, na, poate oamenii sunt foarte buni și au reușit chestia asta, dar nu știu, vom vedea. Ok, avem o grămadă de cerbi aici. Trebuie să mergem ușor, ușor să-i duc în bază dacă nimerește cineva. Archeri? Credeți că vreți să-i nimerească? Cred că e noapte și de asta nu o să bage nimeni să-i nimerească. Da, e noapte. Pe timp de noapte nu vânează ăștia. Habar n-am ce mi-a adus ăsta. Ok, ideea e că avem bănuți. Chiar o grămadă. Și hai să mai facem niște de-astea aici. Ok. Uite că acum abia vine. Hai să văd ce mi-aduce, că sunt curios. Că ați văzut că în late game, adică spre sfârșitul jocului,
traderul ăsta nu prea mai vine. Dar dacă eu am pus deja arcurile alea acolo și îl vrea să-mi pună arcuri, ce face? Rămâne aici până când se termină alea și... Mi-a lăsat el aici ceva, cred, dar nu știu ce. Mi-a lăsat o pungă ceva. Ok, deja nu mai avem probleme cu monstruleții. Dar v-am zis, în playthrough-ul ăsta ideea va fi să ne dezvoltăm cât de repede posibil și să facem rost de oameni. Ia uite un omuleț aici, cred că era ăla care venea oricum spre noi, dar i-a furat ăla bănuțul. Așa, avem niște bănuți în plus. Și în continuare voi încerca să fac rost de oameni. Asta e prima misiune pe care trebuie să o facem. Bănuți și bănuți. Duceți-vă în bază. Mai zicea cineva că dacă mă opresc lângă de asta cu iarbă, calul mănâncă de pe jos și își reface stamina mult mai rapid, dar nu am observat chestia asta. Dar poate trebuie să fie lângă o iarbă mai mare ceva. Probabil aici. Tot nu-și face, tot nu face nimic. Cine știe. Bun, încă doi oameni aici. Și avem portalul ăsta, hai să vedem dacă e deschis, ok? Probabil în următoarea noapte să ne atace din partea asta. Oricum, nu uitați, dacă vă place această serie, nu uitați să apăsați și butonul de like. V-am zis, facem playthrough-ul ăsta, playthrough-ul al doilea, cu al doilea run. Și pe ce terminăm și cu al doilea run, voi încheia seria de Kingdom. E un joc foarte tare și dacă vreți să jucați și voi, cu siguranță puteți. Și să vedeți cum reușiți voi să supraviețuiți cu strategiile voastre. E un joc la care nu te plictisești. Cel puțin eu nu mă plictisesc pentru că tot timpul găsesc câte ceva de făcut. Asta nu o să o upgradez încă. Mai stăm puțin până când mai găsim oameni. Dar pot să fac niște turnulețe. Primul ar fi ăla de acolo. Și al doilea ar fi aici. Așa. Să vedem archeri. Bun, am mai scos câte ceva bănuți. Tu nu ai nimic, ok? Alo, se ducă să se facă archeri. Îi fac pe toți archeri și ținem foarte puțin builderi. Cred că o să mai fac... Nu, uite, o să fac un builder. Tu du-te și el... Nu, el vrea să fac archer. De când era mic, a tot visat la meseria de archer. Așa că îl lăsăm să facă archer omul. Avem încă doi care vin și nu am arcuri pentru toți. Vreau să mai fac încă două aici. Asta nu știu de ce merge așa de greu. A, merge greu că nu i-am dat nicio meserie. Și uitasem că trebuie să fie îmbrăcați în hainele astea de oraș. Ok, oameni buni, veniți la noi în Imperiu. Și hai să vedem cât de repede putem să terminăm jocul de-a doua oară. Nu prea obișnuiesc să joc jocurile de două ori, dar jocuri de genul Kingdom, unde fiecare playthrough va fi diferit, astea merg jucate de două ori. Să zic, un joc cu poveste în care e aceeași poveste de două ori, ei bine, jocul ăla cu siguranță nu merge jucat de două ori. Și apropo de jocurile astea cu poveste, vreau să vă lămuresc, pentru că știu că erați unii care mă întrebați, Max, de ce nu mai faci joc cu poveste, că știți că vreau eu să am... În fiecare seară câte un joculeț cu poveste, ceva de genul. Ei bine, se lansează Fallout 4. Fallout 4 e un joc mare, imens. Țin minte că am jucat Fallout 3 o grămadă. Și Fallout 4 se lansează într-o săptămână. Nu prea aș avea timp să termin alt joc cu poveste într-o săptămână. Și de asta zic că așteptăm Fallout 4 să se lanseze. Un joc survival cu apocalipsa după bomba nucleară. Am făcut și o prezentare pe canal dacă vreți să o vedeți. O să fie super tare și să fie un joc masiv, dar îl așteptăm. Da? Și până atunci facem ce știți de obicei, eventual poate mai găsim niște joculețe ceva, dar nimic cu poveste până atunci. Nu cred că găsesc un joc așa de scurt. Asta ca să vă lămuresc pe cei care erați curioși de ce nu mai apare un joc cu poveste. Bun. E bine, acum cred că ar trebui să ne grăbim puțin. Bun. Ne grăbim puțin. Dar faza e că nu știu dacă am bani suficient să upgradez statuia aia de lemn. O să iau banii ăștia de aici și să vedem dacă sunt de ajuns. Da, nu știu. Să upgradăm statuia din lemn.
Ne facem zidurile din piatră. Dar vedeți că totul avansează mult mai repede, adică deja din primul episod, din al doilea run, deja am ajuns la faza aia. Dar până la urmă ăsta e scopul acum, să vedem dacă reușim să terminăm jocul cât mai repede cu strategiile astea pe care le implementăm. Hai căluț, hai! Dii căluț, dii! Avem doi omuleți aici, hai să vedem ce mai găsim, pentru că o să fie diferit față de data trecută. Nici nu știu ce pot să găsesc pe aici prin zonă. Habar n-am. Oricum vă recomand, dacă vreți să luați jocul ăsta, vi-l recomand cu cea mai mare plăcere. E un joc super. Uite, aici e statuia aia. Ei, și asta trebuie să o facem de piatră. Și am făcut-o. Să așteptăm să se facă. Perfect. Undeva pe aici, ori în partea asta, ori în partea cealaltă, poți să găsești un chest cu bani mulți la începutul jocului, dar e un oarecare risc, pentru că dacă te duci și cumva mori, poți să fii aiurea. Așa că nu știu dacă o să risc sau nu. Vom vedea. Oricum, în general, dacă vreți să cumpărați jocuri, vă recomand să intrați pe G2A, pentru că le găsiți mult mai ieftin. Uite, de exemplu, se lansează Call of Duty ăsta nou. E 60 de euro pe Steam și 36 de euro pe G2A. Adică pe bune. Bun. E aproape la jumate de preț. What the fuck? Bun, voi ați mai prins ceva pe aici? Ia să vedem voi băieți ce ați mai prins. O grămadă de bani. De asta vă zic, archerii sunt super importanți, nu doar din punctul de vedere al protecției oferite, dar și din punctul de vedere a banilor pe care îi fac ei, pentru că la începutul jocului cel puțin nu ai ferme și archerii sunt cei mai folositori. Cei mai folositori. Următorul upgrade aici am impresia că e gardul, așa că hai să-l facem. Da, perfect. Bun, și odată cu gardul a venit și tipul cu... cu asta, cum îi zice, cu ferma. Ia bănuțul, ia-l și vină în bază, hai. Avem nevoie de arceri la greu. Să bească să upgradeăm și statuile alea, pentru că cu siguranță sunt în partea dreaptă. Avem o grămadă de arcuri aici. Oricum, merge mult mai repede treaba, pentru că știm deja ce avem de făcut. Și nu mai e o problemă. Tu, bănuți, mulți. Perfect. Următorul lucru pe care o să-l upgradez o să fie gardul ăsta și să-l facem de piatră. Și poate să trebuiască să facem rost de oameni. O grămadă de oameni avem nevoie. Aștept să vină monstruleții. Până la urmă, din ce mi-ați povestit voi, acei cavaleri nu mor. Deci nu mor până când nu distrug portalele alea. Deci, până la urmă, de asta am terminat eu jocul, pentru că am trimis cavaleri de 4 ori și dacă îi trimis de 4 ori, câștigi jocul. Asta e toată chestia. Nici măcar nu trebuie să te duci tu cu ei, ei nu vor muri, sub nicio formă. Asta, ce puțin asta am înțeles și asta mi-ați spus și voi. Bun, am foarte puțin oameni într-o parte și mulți în cealaltă, din câte văd eu aici. Așteptăm chestul ăsta, bun. Să luăm repede chestul și următoarea noapte am impresia că o să fie aia puternică rău de tot. Așa că repede gardurile. Și o să fie prima noastră noapte puternică, așa că trebuie să ne pregătim cât mai bine. 6 builderi, repede vă duceți și upgradați asta și o să mă duc în partea asta să văd dacă mai găsesc niște oameni. Că momentan asta avem nevoie, urgent. Câți mai mulți archeri. Uite, încă doi oameni aici. Ia bănuți, ia bănuți. Ăla vrea să ia bănuțul celălalt. Nu sunt foarte mulți bănuți, dar o să vă ajungă la toți. Nu trebuie să furați bănuțul la celălalt. Așa, ia și tu. Bun, încă patru oameni avem în armata noastră. Și aici e portalul. E deschis, e deschis. Ok. Cred că o să fim atacați din partea dreaptă. Pe noaptea roșie. N-am cum să avansez. Imediat cum ai avansat peste portal, ci că se spanează toți monstruleții pe care trebuia să-i primești în noaptea respectivă. Așa că nu prea aș vrea să risc chestia asta.
Uite încă unul. Ia mă și tu bănuș și vinul la noi și stai așa degeaba. Asta eventual să vină un builder să taie copacul ăsta că nu mai e nevoie de el. Bănuți, aici ar mai veni un guard, dar nu știu dacă să mă bag încă. Avem marcuri la greu. Totul e în regulă momentan. Doar că trebuie să ne pregătim. Să ne pregătim sufletește. Faza e că nu știu unde statuile alea. Știți că erau două statui pe care le upgradeam noi constant. Ei bine, nu mai știu unde sunt alea. Da, asta cu adevărat e o... E o chestie, nu știu unde statuile. Uite, aici mai merge un turn și aici mai merge un zid, deci pot să-mi extind partea asta. Dar deja vine noaptea, așa că pregătiți-vă, intrați în bază, nu știu, faceți ce vreți voi. Numai protejați baza, pentru că e important. Haideți, oameni buni, înăuntru în bază cu voi, nu vreau să vă văd afară. Că e noaptea aia, vine noaptea roșie. Hai, hai repede. Holy fuck. Toată lumea înăuntru, hai. Ia și tu arcul, pregătește-te de luptă. Și vreau cam să balancez într-o parte și în alta să fie la fel de mulți arcieri. Avem nevoie să fie balansat și în partea dreaptă și în partea stângă, să nu, cumva, în caz că e un atac foarte mare pe parte și nu avem forțe suficiente, să pice partea aia și pe aia pică și inclusiv și următoarea, pentru că nu avem protecție. Dacă pică un zid, clar, aia intră în bază și omoară pe toți. Tu nu mai ai nimic. Are careva pe aici niște bănuți? Nu știu, uite că ei s-au aliniat aici toți. Bun, eu zic că vine din partea dreaptă atacul, pentru că am văzut portalul ăla deschis. Dar rămâne de văzut. Încă nu-mi dau seama cum traderul ăla n-are nimic. Dar, ok. Și exact cum ziceam, din partea dreaptă vin băieții. Zic că n-am turn aici, ba am. Merge bine. Da, merge chiar perfect, a zice. N-am avut nicio problemă cu prima noapte. Și putem să ne ocupăm deja de a upgrada gardurile. Partea asta n-au venit. Că noaptea roșii vin doar pe o singură parte, din ce știu eu. Bun, hai să luăm bănuții. Ca de obicei nu upgradăm asta încă. Piesa din mijloc o upgradăm doar când avem o armată bine stabilită. Adică suficient de mare, la asta mă refer. Dar acum, având în vedere că am fost atacați de noaptea roșie, acel portal ar trebui să fie închis. Asta înseamnă că putem să trecem de el și să luăm, dacă cumva e, mai e vreun chest, ceva cu bani, să luăm și să ne folosim de ei. Și eventual poate găsesc și eu statuile alea cumva. Ăla era îmbrăcat în alb total, ați văzut? N-am mai văzut caracter îmbrăcat în alb total până acum. Bun, exact cum ziceam, portalul e închis. Dar o să se deschidă la un moment dat, așa că... Să avem grijă. Sper doar să nu se deschidă când sunt eu după portal. Dar vedeți că de data asta statuile astea sunt după portal? O să fie mult mai dificil. O să fie mult mai dificil. Mai ales dacă portalul e deschis și eu nu mai pot să upgradez statuile. Imaginați-vă. Asta o să fie greu. Și nu o să mă mai pot plimba atât de mult să activez statuile astea de acum. Deci o să trebuiască să descurce săraci fără ajutorul lor. Și am găsit și chestul de care vorbeam, uite la aici. Nu știu, se spawnează random acest chest. Și am văzut că îl întâlnești doar la început. Adică e o chestie, dacă explorezi la început, te ajută. Dacă nu explorezi, îl pierzi și mai târziu nu mai găsești. Ceva de genul ăsta. Dar o să încerc să fac asta la maxim, avem 3 nopți activate. Eventual o să vin aici, dar asta e faza că zici, bă, vreau să vin să-mi upgradez astea înainte de noaptea roșie. Dar n-ai cum, pentru că portalul e activ și se spanează aia după tine și mori. Adică, nu știu ce o să facem. Să trebuiască să ne facem cavaler și distrugem portalul ăsta urgent. Pentru că o să fie de rău. Bun, avem un omuleț aici, vină cu noi. Dacă mai e vreo unul pe aici prin zonă, uite încă unul, îl luăm și pe ăsta.
și se face noapte. Voia să strâng ceva bănuți? Nu prea. Fi vrut niște bănuți mai mulți. Avem o armată destul de mare deja. Sunt mulțumit de câți arceri am strâns. Și chiar o să facem și mai mulți de atât. Avem gardurile deja ridicate la maxim. Nu mai am ca să fac asta, ia să văd. A strâns cineva bănuți pe aici? Holy shit, ok. Destul de bine. Să mai fac un builder. Și vedeți că arcerii fac în prostie, dar builder nu prea. Așa. Ei, acum ar trebui să vină din partea stângă. Să vină câțiva din partea stângă să ne atace. Probabil va fi un atac de la suficient de mic încât să nu fie vreo... Nici să nu zgârie gardul, dar... Vom vedea acum. Haideți, monstruleți! Sunt aici, pe mine vă vreți! Haideți! Niciun monstruleț la dispoziția noastră, nu? Pe bune, mă, what the fuck? Unde-s monștri? Bă, ăla n-are nimic, ăștia n-au venit. Monștrii nu se prezintă la datorie, ce se întâmplă? Monstruleți! Sunt surprins, pentru că n-a venit nimic. Asta e ciudat. De ce oare nu s-o fi spanat niciun monstru azi? Bun. Așteptăm chest-ul cu bani. Și mergem să mai facem rost de oameni. Când avem o armată suficient de mare, adică destul de curând o să mă upgradez astea când o să mai avem nevoie de bani de la ăștia. Și probabil o să fac și niște fermieri. Dar momentan ne bazăm pe banii pe care ni oferă baza și dacă upgradez nu o să mai avem bani de la bază. Și o să rămânem fără bani și o să murim de foame. Așa că nu e recomandat. Aștept să sune clopotele alea să primesc banii. Deși a ieșit soarele... Până nu se declară că e dimineață și sună clopotele, nu, nici nu pleacă arcerii, uite. Ok. Și acum mergem pur și simplu și vom căuta niște omuleți prin zonă. Uite că mai sunt doi. Și ăștia se spunează random, omuleții ăștia. Că doar ei de aici apar din nou, ei de aici apar din nou și tot așa. Încă doi oameni, hai rapid. Și nu mă duc mai încolo că n-are niciun rost. Dar ce o să fac, o să mă duc în partea stângă și să luăm și de acolo. Dacă mai găsesc 4 și acolo ar fi perfect. Dar rămâne de văzut acum. Oh, ia uite mă ce de bani. Deja am început să producă. Aici eventual pot să fac o fermă. Facem de aia de level 1 să nu fie vreo problemă ceva cu ea. Și aici o să facem un singur fermier, unul singur. Și în rest arceri la greu. 4 arcuri. Oricum înainte să mă extind foarte tare, o să trebuie, adică să mă extind, să ne apucăm să upgradăm baza și toate astea, o să trebuiască să fac turnurile de level maxim. Fără turnurile alea o să fie greu. Super, super greu. Se face noapte și nu prea mai găsesc oameni pe aici. E vreun camp prin apropiere? Sper. What the fuck, nu e niciun camp aici. Ok, ne întoarcem înapoi, deja e noapte și e periculos. Nu vrem să riscăm nimic. Dar așteptați-vă ca acest playthrough să se termină mai rapid. Cel puțin asta... Asta sper, pentru că vreau să-l termin cât de repede pot. Asta e misiunea noastră, pentru că deja l-am terminat odată cu un playthrough lung de 40 și ceva de zile. De data asta vreau să-l termin în mai puține zile și depinde cât de repede reușim cu strategiile astea. Okay. Bani facem destul de ok.
Deja vin monstruleții și ăștia nu sunt bază, ceea ce e rău. I-a furat arcul săracului. Săracului om. Oricum avem suficiente arcuri în bază încât să-și ia altul. Ok, pe dacă nu mai vine nimeni, hai să ne băgăm repede la upgradat gardurile noastre. Asta e următorul lucru pe care trebuie să-l facem. Și cred că face gardul din lemn la level 2 și pe aia trebuie să faci gardul din piatră levelul următor și tot așa. Cam aiurea faza asta, da? Trebuie să le facem. Înainte să mă extind mai mult, asta vom face. O să ne ia o grămadă de gold, dar n-am ce să fac. Ok. Fuck, n-am suficient. Dar acum o să am. Cred că oamenii sunt suficienți. Cred că avem o armată destul de mare la momentul de față încât să putem să facem cavalerii, dar trebuie să upgradez astea mai întâi. Și nu mai am gold, aștept să mai facă ceva gold, omuleții mei. Așa, câte puțin de la fiecare și e ok. Oricum, ăsta e Kingdom. Sper că vă place faptul că am început un playthrough nou. V-am zis, nu o să dureze foarte mult playthrough-ul ăsta pentru că vreau să-l termin mai repede cu strategii pe care le știm deja, dar le facem mai repede pentru că știm cum să le facem. Dar, da, dacă vă place Kingdom, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!